Bună, dragile mele, și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi am pentru voi o propunere de 5 rujuri pentru această toamnă. Am ales mai mult nuanțe mai închise, însă am păstrat și această nuanță de roz, nude, pentru cele mai puțin îndrăznețe. Însă, dacă aș putea să vă dau un sfat, ar fi să folosiți în această perioadă a anului rujuri cât mai hidratante, să nu fie mate, deoarece cele mate usucă foarte, foarte tare buzele, sau dacă vă doriți neapărat ceva mat, să folosiți un balsam de buze. Preferatul meu este acesta, Essentials, cu vitamina E de la Oriflame. Cred că e al treilea tub pe care îl termin, îmi place foarte mult, hidratează foarte bine și se absorbe foarte repede și ușor în buze, tocmai de aceea nu este nici greu de purtat, nu încarcă și poți să aplici ruj imediat după aceea. Dacă aveți și buzele uscate, puneți și un ruj mat, se va vedea foarte, foarte urât, deoarece buzele crăpate plus un ruj mat nicicum nu se potrivește. Se va vedea pielea aceea foarte uscată și va da un aspect neîngrijit, ceea ce nu cred că vrea nimeni. În schimb, rujurile sau luciurile cu particule de sclipici reflectă lumina și atunci nu se observă foarte tare acel aspect al buzelor uscate, însă oricum am să vă arăt, cele mai multe sunt hidratante de la mine pe care vi le arăt acum și am să încep cu această nuanță mai închisă de plămâniu în mov, mai deschis, însă nici prea închis. Este acesta de la Demi Moore, se cheamă Cherry Delight și le-am făcut și un review pe blog. Așa arată, să vă fac un swatch acum repede. Așa arată, e o nuanță foarte, foarte frumoasă de prună. Mie îmi place foarte mult și cred că se potrivește mai ales la puloverele acelea groase, crem, alb, maro. Și în plus este o nuanță mată, dar este hidratantă. Nu are sclipici în el, ceea ce mie îmi place foarte mult, mai ales că ziua nu prea place să folosesc nuanțe sclipicioase pe buze, însă acesta fiind un ruj hidratant, este foarte potrivit pentru toamnă și mai ales nuanța este foarte potrivită. O altă variantă pentru fetele îndrăznețe este acest NYX Jumbo Pencil. Este nuanța Vixen și este mai un bordeaux super închis pe care eu l-am căutat de o grămadă de timp și l-am găsit până la urmă. Cred că îl puteți găsi inclusiv și la noi în țară. Eu l-am luat din Ungaria, însă din câte știu eu îl găsiți și la noi în țară, la persoanele, la firmele care vând și produse NYX. Oricum, și acesta este hidratant, este mat, deci nu are nicio particulă de sclipici, însă este hidratant, ceea ce contează foarte mult. Însă, dacă nu aveți curaj să-l purtați, l-ați văzut în tutorialul de Halloween, deci de Halloween se potrivește foarte, foarte bine, sau seara în club, dacă vreți să aveți neapărat un look mai excentric, sau ceea ce îmi place mie să fac cel mai mult cu el, să fac buze ombră. Nu știu dacă v-am arătat în ceva tutorial, însă am făcut pe blog cu siguranță acest tip de buze și l-am asociat cu acest ruj Lip Impact de la Oriflame. Aceasta e nuanța Intense Cherry și se potrivește foarte bine. E o nuanță de roșu vișiniu. Aici se combină foarte bine acestea două, mai ales pentru un ruj ombră. Și acesta este hidratant, mai ales pe buze apare mai lucios, ca un gloss. Însă rezistă foarte mult. Aceste creioane de la Oriflame plac foarte mult deoarece sunt foarte pigmentate. Chiar nu așteptam să fie atât de pigmentate. Sunt foarte ușor de folosit și de ascuțit. Și da, cred că o să mă țină ceva timp acesta. Mai am încă unul pe roșu, însă acela mi se potrivește mai mult pentru primăvară-vară, deoarece este o nuanță mult mai rece și mai deschisă. Al patrulea ruj pe care vreau să vi-l recomand este tot de la Demi Moore. Nu știu dacă ați văzut ambalajul, se deschide așa
și este această nuanță de roșu. Bineînțeles, nu vă uitați la vârf, deoarece o persoană mi l-a distrus. Și se numește Hollywood Red și este o nuanță de roșu mai deschisă, foarte, foarte frumoasă. Și acestea sunt pigmentate, hidratante, la fel cum v-am zis și mai devreme. Cred că mă va ține destul de mult această cantitate, însă cel mai mult îmi place nuanța. Nu este o nuanță de roșu foarte deschis, dar nici prea închis cum este acest Cherry Delight. Mai ales toamna îmi place să port roșu, asociat cu un ochi nude și o linie de tuș foarte, foarte accentuată și niște gene false, foarte glam. Următorul. Este acesta de la Yves Saint Laurent, pe care l-ați văzut și în tutorialul de la acest make-up, pe care îl port și pe buze. Și am filmat și un tutorial la această coadă de pește, pe care o să vă las la ambele tutoriale, link-ul în descriere. Și să vi-l arăt, este în nuanța 24, blond ingenu. Așa arată. Și îmi place foarte mult ambalajul, nu mai are rost să vă spun. Este o nuanță de roz sub tonul nude și cel mai mult îmi place la el este faptul că este și hidratant, dar și rezistă foarte mult. Oricum, toate care bine am arătat rezistă. Acesta este nuanța, oricum o puteți vedea și pe buze, sper că se vede destul de bine pe cameră. Și am ales să adaug și această nuanță în acest top 5, deoarece nu toată lumea poartă nuanțe foarte închise și tomnatice pe buze. Oricum, în tendința anul acesta sunt din nou buzele burgundii, cum v-am arătat aici, ceea ce mie îmi plac foarte mult, însă aveți grijă cum le purtați. Și, și roșii, bineînțeles. Deci roșu mie îmi place să port toamna și iarna foarte, foarte mult. Și în plus, roșu vă scoate în evidență, vă dă mai mult încredere. Oricui îi stă bine cu roșu, doar trebuie să aveți curajul să îl purtați. Acestea au fost sugestiile mele pentru această toamnă. Sper să le încercați. Îmi spuneți, vă rog, în comentarii care este rujul vostru preferat pentru toamnă. Nuanțele și rujurile sunt doar sugestive. Importante sunt nuanțele, să vedeți cam care sunt sugestiile mele pentru această toamnă și să-mi lăsați și în comentarii ce ați purtat voi în această toamnă cel mai mult. Până data viitoare, fiți frumoase și aveți grijă de voi. Vă pup! Pa, pa!